Președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton, a anunțat că viitorul sezon al Ligii a 4 la fotbal va debuta pe 4 septembrie, într-un format cu 12 sau 14 echipe. Pe lângă cele 10 competitoare din precedenta ediție de campionat, pe tabloul competiției ar mai putea apărea din toamnă și câteva formații noi, cum ar fi Foresta 2 Suceava, Dorna Vatra Bucovina Dărmănești și Viitorul Verești. Deocamdată ne consultăm cu toate cluburile, urmând ca după data de 15 august, când expiră termenul de înscriere în campionat, să stabilim exact și structura viitorului sezon. Avem semnale că vom avea între 12 și 14 echipe în startul Ligia 4, -a, a anunțat Cibrian Anton. În privința Ligia 5, a noul sezon va debuta tot în luna septembrie într-un format răstrâns la două serii geografice. Arbore e prima comună care și-a reînființat echipa de fotbal în această vară.